Astăzi afli cât costă să mănânci pe litoral. Voi merge în cele mai recomandate localuri ca tu să vezi ce calitate primești și la ce preț. Hai să începem! Avem o cofetărie pe care ne-au recomandat-o cu atâta pasiune cei de la vila la care am stat. Dai seama dacă va fi nasol, ce ciudat va fi. Probabil ne vor da afară. Am luat două prăjituri, toate arătau destul de interesant, dar am ales ceva așa mai fancy. Tu ești pregătit? Mamă, nici cuțitul meu de acasă nu tai așa. Prima prăjitură din două, cea cu fistic. Avem aici o felie de tort cu blat de fistic, ciocolată, ciocolată cu lapte și mus de fistic. De unde se deschide? Sper să nu o vorți pe aici. Hai să vedem cum e și după îți spun cât a costat felia asta, destul de mare. Ia o lingură de sus până jos, doar să nu o dau pe jos. Sincer, mă așteptam să fie mai cremoasă. Da, a fost destul de tare crema, o să vedem, poate doar e rece. Norocel. Crema asta are o textură foarte interesantă, pe care, sincer să fiu, n-am mai întâlnit-o într-o prăjitură până acum. E foarte densă, extrem de cremoasă și în același timp, parcă simt că au pus gelatină în ea ca să stea așa de bine și perfect. Ceea ce chiar nu mă deranjează, pentru că la final textura combinată e super mișto. Platul este făcut din făină de fistic, ceea ce se simte pentru că are o aromă foarte bună de fistic și prin ea mai dai de câte o bucățică de ciocolată. Sunt tare curioasă cum e fisticul crocant. Hai să vedem. Norocel. Fisticul crocant de deasupra e puțin ciudat, are gust de rânced. Punem notă și cât a costat. O să-i dau nota 8,5 și a costat 15 lei. Prăjitura numărul 2. Avem aici un mini tort profiterol. Tot așa am învelit drăguț. Cred că pe ăsta nu o să-l desfac ca să nu iasă tot pe afară. Așa că hai să luăm o biluță și să o gustăm. Oh my god, uite-te la ciocolata asta cum curge. Biluțele de profiterol au un aluat foarte bun, nu e uscat, ceea ce e super bine pentru că am întâlnit de foarte multe ori aluat de profiterol uscat. Iar în interior au pus destul de multă cremă de vanilie, chiar nu s-au zgârcit cu ea. Și are o aromă foarte bună, nu artificială. Mai avem încă un tip de cremă în interior. Cea mai deschisă la culoare. Hai să vedem ce e aici. Ultima cremă este o frișcă foarte bine bătută și aerată. Notă și preț. O să-i dau nota 8,8 și a costat 15 lei. Am făcut infarct când am văzut cât m-a costat. Efectiv eram ceva de genul, sunteți sigură? Dar am totul chiar aici și o să vedem care e faza. 3 punguțe, 2 sărate și una dulce. Începem cu ceva sărat și anume sărățele, făcute după rețetă tradițională, pentru că brătăria se numea Moara Veche. La prima vedere arată super drăguț, îmi place prezentarea, sunt prinse cu o sfoară. Bine, hai să luăm una și să vedem cum e. Arată bine, norocel. Ar trebui să arate bine pentru cât a costat. Au o textură foarte crocantă, în interior au mai multe straturi, se vede că au folosit destul de multă grăsime, ori untură, ori unt și au pus destul de multă sare, ceea ce e ok, sunt bine echilibrate. Dar pentru prețul lor mă așteptam să-mi pună mai multe semințe pe deasupra. Efectiv sunt vreo 5 semințe, poți să le număr. Îmi poți spune prețul? Saleurile astea au costat 100 de lei kilogramul. Efectiv, cât un kilogram de vită de aia scumpă. Dar ele sunt bune la gust. Au efectiv gust de saleuri făcute de bunica. Acum un desert foarte special. Bunica îl făcea destul de des la Curtea de Argeș și arată așa. Avem un exemplar de piersicuță. E destul de mare, are foarte mult zahăr și hai să vedem cum e. Și după îți spun cât a costat. Bună! Avem două fursecuri super pufoase și o cremă de fructe de pădure cu puțină ciocolată, ceea ce e foarte interesant. Practic, exteriorul e crocant de la zahăr, iar interiorul super pufos. Ceea ce e o combinație de texturi foarte bună. Chiar seamănă cu cea pe care o făcea bunica. Per total, cred că merită 10 lei. Ultimul produs și cel mai interesant, o pâine ultra specială care se numește traista ciobanului și arată exact așa. Ce părere avem? Ce părere avem? Ce părere ai de această pâine și dacă ai mai văzut ceva asemănător în comentarii, te rog. A fost o căruță de bani, așa că hai să vedem dacă merită. Pâinea e dată prin mălai, iar în interior avem brânză, șunculiță, mărar și multe condimente. Miroase super bine. S-ar putea ca asta să fie pâinea care chiar să facă bani. Exact, hai să vedem. O să mușc din ea. Îmi place foarte mult crusta, e crocantă și chiar se simte mălaiul de deasupra. În interior, mijlocul e super pufos și chiar are gust de pâine de casă. Iar umplutura, brânza, nu e super sărată. Mărarul chiar e super bun și proaspăt, adică nu au folosit mărar uscat, ceea ce îmi place. Iar cărnița asta e afumată exact cât trebuie. Chiar e o combinație super reușită, iar ceapa, cireșica de pe pâine. Zim nota, după aia preț. O să-i dau nota 8,5. Și prețul? 80 de lei kilogramul. Văd o pisică. Da, e cineva acolo, dacă sunt pisicile ei.
Bine, mă duc așa, undercover. Stă la soare, nu vrea să stea cu mine. Literalmente zero soare. Voiam să mângâi o pisică constanțeană. Poate până la finalul videoului voi găsi una. Vrei să mângâi pisicuța constanțeană? Să nu spui așa. Acolo avem un local care face sandvișuri cu produse numai de la fermieri locali. Sau cel puțin așa am auzit. O singură problemă? Momentan pare un pic închis. Sau cel puțin nu-l vedem noi de soare. Până la 1 iulie e închis, uite, scrie acolo. Abia am văzut semnul. Țeapă. Ca să nu fii supi, îți fac 5 de cu o cafea bombă. Biță făcută special pentru tine. Băi, de ce nu mi-a zis că în Constanța aveți magazin gratis? Că veneam mai repede. Da, deci știi cum zburam aici? Stai să vedem care-i faza cu el. Wow, nu e pe hartă. Dar nici nu cred că pot să intru, că e bariera spre port acolo. Cine e din Constanța să ne lumineze și pe noi, să știm dacă găsim de ceva gratis. Ești pregătit? Noi nu citim cărți, dar citim gogoși de la librăria de gogoși. E acolo librăria de gogoși. Pentru o secundă n-am înțeles gluma, bine, hai. Aveau super multe variante, abia am ales una și hai să o vezi. Și momentan ne ascundem aici, departe de ploaie. Ești pregătit să vezi gogoașa asta? Este în formă de inimioară, numai pentru tine. Și cu două antene. Avem aici o gogoașă cu Kit Kat, cu ciocolată, cu lapte. Doamne, era să dau cu gogoașa pe jos. Imaginează-ți Andrada. Vreau să-mi imaginez Andrada spunându-mi cum e gogoașa. O gustăm și-ți spun la final cât a costat. Norocel, chiar e o gogoașă pentru iubitorii de ciocolată. Are foarte multă cremă în interior, iar glazura de deasupra și ea e super groasă. Chiar n-au pus un strat subțire. Îmi place ca un fipt aici Kit Kat, e așa de efect și e sigur super gustos. Singurul minus pe care l-am e că aluatul, deși pare pufos, e un pic uscat și tare. Posibil nu au dospit-o bine sau nu e cea mai proaspătă gogoașă. Pentru o gogoașă cu atât de multă ciocolată, în special umplutură, a costat 10 lei, ceea ce e ok. Notă? 7,5. Încă un refuz. Mă mai duc o dată la ea. Ia și niște ofrande. Pariu că eșuează, a aruncat ceva și... Oh, nu-mi vine să cred. Chiar mănâncă? Nope. Uite cum se întoarce. Tristă. Îi dau acele ciori. Te reprofilezi de la pisici la ciori. Încă o dată putem observa cum eșuează, lamentabil. Yep. Am găsit un local chinezesc care are o intrare care arată bombiță. E foarte autentică, hai să-i zicem așa. Da, trebuie să intru printr-o plasă. Avem Prada de la restaurantul chinezesc. A fost destul de scumpă, dar hai să vedem dacă merită. Așa arată, are și un panda pe cutie. Și hai să-ți arăt ce avem aici. Cât despre ușă, nu aia era ușa. Da. Ușa de lângă era ușa. Am luat aici tăiței special Panda Express și arată cam așa. Miroase bine și arată destul de autentic. Avem tăieței, carne de porc și scria că ar trebui să avem și creveți, dar momentan nu-i văd. Poate un singur crevete. Momentan chiar n-am găsit. Am găsit vită încercând să găsesc un crevete. Avem morcov, varză chinezească, ceapă și un sos care cred că e iute. Nu știu, o să vedem. Îmi plac foarte mult legumele, le-au gătit exact cât trebuie, încă sunt ușor crocante. Carnea e super fragedă. Varza are așa un gust foarte plăcut și e super crocantă, dar problema mea e la sos. Pentru că are un gust foarte european, nu se simte niciun condiment clasic chinezesc. Pentru cutiuța asta am plătit 27 de lei, iar nota este 6,5. Ești o dulceață care ai stat până la final, un like și un subscribe cu clopoțel sunt vălușor de apreciate. Vidră, out!